În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei plânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri, căci așa i-au persecutat pe profeții dinaintea voastră. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat! Preasfințite Părinte Episcop Petru, preasfințiile voastre, ucenice Părinte Paroc și Decan, ucenice Părinte Felix, asistentul tinerilor din Acțiunea Catolică, dragi confrați preoți, stimate autorități, dragi tineri! Se spune despre un ziarist englez că voia să scrie un studiu despre fericire și căuta material pentru a oferi un răspuns la așteptările tinerilor și celor în vârstă despre ce este fericirea. Și căutând material, s-a gândit mai întâi de toate să-l întrebe pe fiul său, de circa 15 ani. L-a întrebat: fiule, ce este fericirea pentru tine? Iar copilul, tânărul, a stat puțin pe gânduri și a spus: tată, eu știu mai curând ce este nefericirea decât să spun ce este fericirea. Dragi tineri, dacă v-aș întreba și pe voi ce este fericirea, cum sunteți fericiți? Poate răspunsurile ar fi multe, dar cred că mai ușor este să dați un răspuns la întrebarea: când sunteți nefericiți? Și ați putea enumera imediat mai multe situații. Nefericiți poate atunci când nu vă înțeleg părinții. Nefericiți atunci când ați luat o notă rea la școală. Nefericiți atunci când v-ați certat cu prietenii, nefericiți poate atunci când suferiți de ceva, și lista ar putea continua. Este mai ușor să spunem când suntem nefericiți decât poate să spunem când suntem cu adevărat fericiți. Dar avem un răspuns, pentru că într-o bună zi Iisus s-a urcat pe o colină, a adunat mulțimi
mari în jurul său și a început să le prezinte o teorie deosebită despre fericire, la care nimeni nu s-a așteptat. O teorie care este, putem spune, teorie revoluționară, pentru că el proclamă ceea ce noi am auzit în Evanghelia de astăzi, cele 8 fericiri, în care arată cum este adevărata fericire, ce este fericirea adevărată. Oamenii își închipuie că cei bogați sunt săraci, dar în schimb Iisus spune: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Oamenii cred că atunci când se dedau plăcerilor, bucuriilor, fără nicio limită, atunci sunt fericiți, dar Iisus spune: fericiți cei curați la inimă, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Unii cred că sunt fericiți cei care au puterea, că pot dispune după bunul lor plac, de oameni, de bunuri, dar Iisus spune clar: fericiți cei blânzi, fericiți cei care sunt făcători de pace. Apoi, cred că nimănui nu-i place să plângă sau să simtă durere și Iisus vine și răstoarnă această aspirație a omului: fericiți cei care flămânzesc după dreptate, fericiți sunt cei care plâng, fericiți cei care sunt persecutați. Și iată, Iisus prezintă 8 fericiri, 8 propoziții care, din momentul în care au fost rostite, am putea spune că a schimbat soarta lumii. Și într-adevăr, cine înțelege aceste 8 fericiri, înțelege ce este viața. Ori Iisus a venit nu numai ca să ne ofere o teorie frumoasă, El însuși a trăit în spiritul acestor fericiri. Dacă ne gândim în momentul în care El a venit pe pământ, s-a întrupat și s-a născut în sărăcia Betleemului, și apoi când El nu avea un loc unde să-și plece capul, atunci când El era degajat de orice legătură și se apropia și de farisei, dar și de păcătoși, atunci când era în compania ucenicilor, dar și atunci când se apropia de cei bolnavi sau cei care aveau nevoie de ajutorul său. De la Betleem și până la moartea pe cruce, ba chiar până la înviere, Iisus a întruchipat și a trăit fericirile. Oamenii cred că numai cei care au parte de cele lumești, de spiritul lumesc, pot să-și împlinească aspirațiile vieții lor. Desigur că pentru o societate cum este a noastră, în care goana după bunuri, goana după plăcere, goana după distracție, distracțiile superficiale, cuvântarea lui Iisus de pe munte ar putea să apară din neînțeles. Cum putem fi fericiți plângând, suferind, căutând să fim curați cu inima, renunțând la bunuri, cum putem fi fericiți? Noi judecăm măreția sau statura unui om după succes, după renume, după bogăție, după aparență. Și ce putem constata? Că nici omul cel mai bogat, nici omul cel mai sănătos, nici omul care are de toate la dispoziție, nu este fericit. Și se poate constata acest lucru. Și apoi, dacă urmărim în fiecare zi știrile la televiziune sau citim ziarele, ce apare prin plan? Apar numai lucruri negative și ne întrebăm: oamenii care nu mai țin cont de nicio lege morală și caută în numele încălcării acestor legi fericirea, sunt fericiți? Îi vedem nefericiți. Și din când în când, dacă mai apare în mass media câte o știre despre ceva pozitiv, oricum aceste situații sunt puține. Și de aici vedem că lumea are alte criterii de a căuta fericirea, are alte unități de măsură și inventează alte fericiri, spre deosebire de ceea ce a proclamat Iisus.
Dintre aceste 8 fericiri, ceea ce sare poate mai mult în ochi este tocmai această frază pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a ales-o drept propoziție, program pentru Ziua Tineretului la nivel mondial din acest an. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. În drumul de pregătire spre Cracovia din Polonia pentru anul viitor, 2016, când se vor întâlni tinerii din întreaga lume, Sfântul Părinte a propus un program și anul trecut a propus pentru Ziua Tinerilor meditația despre prima fericire, fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Pentru acest an propune această invitație, program, fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și într-adevăr, dacă ne oprim asupra acestei fericiri, care se potrivește foarte bine cu aspirațiile voastre, dragi tineri, putem să vedem într-adevăr că Sfântul Părinte ne oferă o posibilitate de a reveni la sentimente mai curate, mai drepte, mai evanghelice. Sfântul Părinte amintește în mesajul pe care l-a dat tinerilor în acest an, având această temă cu fericirea cei curați cu inima, că numai în Hristos se găsește deplina împlinirea visului de fericire a fiecăruia și invită pe tineri să caute și să păstreze o inimă curată, să nu banalizeze iubirea. Dragi tineri, spune Sfântul Părinte, în cultura provizoriului, a relativului, mulți predică faptul că important este să te bucuri de moment, că nu merită să te angajezi pentru toată viața, să faci alegeri definitive pentru totdeauna, pentru că nu se știe ce rezervă ziua de mâine. Eu, în schimb, spune Papa, vă cer să fiți revoluționari, vă cer să mergeți împotriva curentului. Da, în asta vă cer să vă răzbrătiți împotriva acestei culturi a provizoriului, care în fond crede că voi nu sunteți în stare să vă asumați responsabilități. Crede că voi nu sunteți capabili să iubiți cu adevărat. Papa vă acordă un credit. Eu am încredere în voi, tinerii, și mă rog pentru voi să aveți curajul de a merge împotriva curentului și să aveți și curajul să fiți fericiți. Dragi tineri, iată atunci, curăția este o condiție pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a trăi cu adevărat în fericire. Și dacă Sfântul Părinte insistă atât de mult să căutăm fericirea aceea pe care o propune Hristos, trebuie să ne angajăm cu toată ființa noastră pentru a o căuta, a o trăi și a o iubi. Fără curăție, umblăm parcă în întuneric și în întuneric nu suntem liberi. Atunci puteți înțelege de ce, de exemplu, Sfânta Maria Goreti, o martiră a curăției, a preferat să se lase ucisă, să moară cu demnitatea ei de femeie, de tânără. Mărturia ei ne permite să înfruntăm astăzi o temă care a devenit parcă un tabu, tema curăției. Și de aceea și Papa vrea să ne scoată la iveală acest ideal pe care noi trebuie să-l urmărim. Cine mai vorbește astăzi despre curăție? Cine mai are curajul să abordeze această temă? Trebuie să recunoaștem că sunt puțini cei care vorbesc despre ea și cei care vorbesc sunt taxați imediat a fi naivi, imaturi, că nu știu ce este viața, nu știu să se bucure de viață. Și atunci, tăcere, mai bine să nu se riște. Cu toate acestea, tema curăției trebuie reluată cu mare seriozitate dacă vrem să evităm vijelia mizeriilor care profanează
iubirea adevărată și libertatea. Pentru că atunci când această vijelie a necurăției invadează sfera iubirii, distruge omul. Este esențial atunci să ținem mult la demnitatea noastră, să ținem mult la libertatea noastră interioară și să ne lăsăm călăuziți de acest principiu care ne face să fim oameni integri. Fericită Maica Tereza de Calcuta, care era o persoană foarte hotărâtă, foarte chipzuită, foarte ordonată, dar și care trăia multă armonie, exclama că astăzi se tace prea mult, poate, asupra acestei teme, dar a spus că doar dintr-o inimă curată înmugurește miracolul iubirii. Da, dragi tineri, sunteți la vârsta când aveți sentimente de iubire. Nasc și muguresc aceste sentimente normale mai mult în vârsta tinerilor. Toți avem aceste sentimente, dar mai mult poate la vârsta voastră. Dar țineți cont ceea ce spune Maica Tereza, că doar dintr-o inimă curată izvorăște sau înmugurește miracolul iubirii adevărate. Ce este, de fapt, curăția aducătoare de fericire? Curăția, ca orice alt proiect de adeziune plină de bucurie la planul lui Dumnezeu, nu este o mutilare a vieții, nu este o renunțare la ceva care, de care trebuie să scăpăm cu orice preț, dar este condiția pentru a trăi experiența frumoasă și nobilă a iubirii. Pentru că iubirea înseamnă dăruire de sine, dar poate să se dăruiască numai cine posedă sentimente cu adevărat curate, fără interes. Se posedă sau posedă tot ceea ce este bogăția lui Dumnezeu, așa cum am auzit și în a doua lectură, că noi suntem născuți din Dumnezeu și dorința noastră este să ne asemănăm cât mai mult cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este numai curăție. Cel care profanează acest ideal al curăției știe doar să se folosească de alții, fără a iubi cu adevărat. Priviți în jurul vostru și veți avea dovada cât de adevărată este această afirmație.